ocupă 71% din suprafața planetei și adăpostesc peste 400.000 de specii. Influențează clima, temperatura Pământului și produc 70% din oxigenul pe care îl folosim. În lipsa unui ecosistem sănătos al oceanelor, specia umană nu are nicio șansă să supraviețuiască. Multe dintre speciile de animale care trăiesc în ocean sunt cruciale pentru ecosistemul marin. Broaștele țestoase trăiesc pe Pământ de peste 225 de milioane de ani. În fiecare an, în jur de 250.000 de broaște țestoase își găsesc sfârșitul în plase de pescuit gigantice. Turismul în creștere de pe plajele lunii afectează ouăle de broaște țestoase. 6 din 7 specii de țestoase sunt amenințate de supremația omului. Fără o schimbare radicală, țestoasa de mare va dispărea în scurt timp, pentru totdeauna. Balenele sunt cunoscute și ca grădinarii oceanului. Excrementele lor hrănesc miliarde de microorganisme care produc oxigen, precum și plancton, responsabil pentru hrana multor alte animale. O singură balenă poate economisi aceeași cantitate de dioxid de carbon ca o pădure întreagă. Vânătoarea de balene, pescuitul, plasticul din ape, săpăturile pentru petrol, toate amenință supraviețuirea balenelor. Pescuitul comercial afectează puternic oceanele. Nu doar peștii, ci și multe alte specii de animale dispar. Consumul de pește, uleiul lăsat de vapoarele de mari dimensiuni, distrugerea recifelor de corali și cantitățile uriașe de plastic amenință supraviețuirea majorității speciilor de pești. Da, ce tare cu spatele era! Wow! Fără o schimbare în adâncul conștiinței umane, viața din oceane va dispărea și odată cu ea și planeta noastră. Realist magic la România au talent. Aceasta este marea poveste a vieții. Respirăm același oxigen care pare inepuizabil. Puțin știu că 50% din oxigenul produs pe planetă este un dar de la ocean. O bogăție vitală care se împuținează. Bravo! Hello, good evening. Wow! Bună seara, bine ați venit la România au talent! Tu ești autorul? Yes, I am the creator of this. I'm a body painting artist and my name is Johannes Stütter. Johannes, foarte încântat să te cunoaștem. Este absolut spectaculos ce am văzut aici. Deci noi avem de-a face cu 3 manechine care practic sunt acoperite doar de talentul tău, da? I'm a good cloth designer, I know. Thank you. Noi am văzut 3 minute care ne-au lăsat cu gura căscată. Un mesaj social tradus într-un spectacol până la urmă de 3 minute. Sunt curios cât ai muncit pentru cele 3 minute pe care le-am văzut noi. I'm actually a very fast body painter, maybe the fastest. Today it took me about less than 1 hour for each animal.
Pentru fiecare manichin în parte, da. Ce... I'm specialized on illusion body painting. It's a kind of body painting that I invented and I developed, and I'm actually the only one who does this kind of body painting. I generally wanted always to send a message through art. I'm worried about nature, about the planet, about people, and I hope that more and more people get awareness. And I can see that there is more awareness, but maybe not enough yet. Până să-mi spun părerea, trebuie să te rog să ne lași numărul de telefon, că m-am tot chinuit cu ținute pentru acest sezon. Poate în sezonul următor mă ajuți tu să mă îmbrac. Ne-am dat dreapta. Hei. Mamă, dacă vii așa, Andra... Asta... Vreau să văd pe asta. My phone number is on my website. O să-l caut. Mi se pare că ce ai adus pe scena noastră e super inovator. Ai ales un mesaj atât de puternic. Mi se pare incredibil ce ai făcut. Ești super original și mă bucur că ne-ai făcut această vizită. Ne-ai bucurat cu prezența ta. Thank you so much. Dragoș, este într-adevăr un moment deosebit. Lucru care îl face deosebit, după părerea mea, este capacitatea ta de a îmbina atât digitalul, cât cu jocurile de lumini, dar și o artă care eu sper să nu se pierdă niciodată, cea a picturii. E adevărat, este pe un corp omenesc, nu e pe o hârtie. Dar tu ai combinat trei lucruri care vin din trei domenii diferite. E foarte spectaculos ce ai făcut și da, e un număr așa, fenomen, după părerea mea. That's a nice compliment, thank you very much. Bobo. Da, eu sunt ăla care am stat cu gura căscată. Eu n-am mai văzut așa ceva până acum și sunt foarte impresionat de calitățile pe care le ai ca artist. Este clar o simbioză între mai multe laturi artistice. Nu e doar body painting-ul și așa mai departe, ci cum ai și Dragoș, e un tot care arată foarte bine. Te felicit și sunt alături de mesajul tău către toată lumea, mai ales că sunt iubitor de Delta Dunării. Și dacă ți-a spus cineva, dar și noi avem un colț de rai aici la noi, care, din păcate, pe zi ce trece se prăpădește pentru că nu se fac alte lucruri. Thank you so much. Bravo. Nu cred că e o surpriză pentru nimeni și după un astfel de moment nu putem decât să ne dorim să vedem unde ai putea să mai mergi cu imaginația, pentru că sunt sigur că ea e fără limite. Drept pentru care abia așteptăm să te revedem în etapa următoare cu 4 de da, Iohannis. Mulțumim din suflet! Mulțumim! Mulțumim mult! Thank you too! Iohannis vrea ca arta lui să ne deschidă ochii. Artistul este un fenomen mondial. Bye. Thank you. Munca lui revoluționară în domeniul picturii și artei corporale l-a făcut faimos. Talentul lui are un scop: să protejăm frumusețea planetei noastre. Acolo e demență, clar. Adică, din momentul ăsta... Să vedem dacă pot coboră de pe piedestal. Adică n-au chiloți pe ele? Seama, adică n-au chiloți pe ele? Nimic. Bă, băieți, n-au chiloți pe ele? Nimic. Păi normal că n-au. Un mesaj puternic, nu? Da. Bye-bye. And I think now is the best moment, the shower. Yeah! E frumos mesajul. Acum, sincer să fim... Noi toți facem multe greșeli în ceea ce privește felul în care ne tratăm natura, planeta în care trăim. Pentru că avem sentimentul că, hai mă, doar nu o să fie de la mine. Dar când toată lumea zice așa și se adună niște milioane de oameni care zic la fel, începe să fie și de la noi.